Cu implicare, profesionalism, dar și dăruire, poți să faci multe pentru comunitatea care te-a ales să o reprezinți. Acesta este și cazul primarului comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț, care a reușit să înceapă lucrările de modernizare a școlii din satul Dobra și să o transforme într-un centru social, lucrarea îndreptându-se cu pași repezi către finalizare. Școala din localitatea Dobra, comuna Bălăcița, se va transforma în scurt timp într-un centru social multifuncțional la standarde europene. De această investiție vor beneficia peste 250 de persoane defavorizate de toate vârstele. Aceștia nu vor mai avea mult de așteptat pentru că în acest moment se lucrează la împământarea clădirii și la montarea paratrăznetului, precum și la ultimele finisaje exterioare. Că lucrează la împământare. Da. Și în ce constă? Protecție pentru electrocutare, să ne protejăm ca lumea să nu se electrocuteze și în caz de furtună, de paratrăsnet. Deci inclusiv paratrăsnetul să-l montați. Da. Am înțeles. Cam cât credeți că o să dureze lucrurile? O zi, două. Două zile. Am înțeles. Și o să aveți, presupun, și un proiect, ceva care se aprobă. Da, da. Și aprobat de situații de urgență, să da, nu da, avem da, probleme. Da. Centrul social va fi dotat cu cabinet medical, cu o bucătărie unde 40 de bătrâni, 20 de adulți și 20 de copii vor beneficia de o masă caldă. De asemenea, cei mici vor putea continua studiile aici în prezența unui cadru didactic. Deci, elevii de la școala din Bălăcița pot beneficia de un after school complet, ceea ce este cu siguranță un sprijin pentru părinți. De această investiție vor beneficia peste 256 de persoane, persoane vârstnice, tineri, copii de la școala Bălăcița, școala din comună. În ce sens? Va fi un cabinet medical cu medic și asistent medical, cu toate utilitățile ce sunt necesare într-un cabinet medical, o bucătărie ce va deservi 40 de bătrâni, 20 de adulți și 20 de copii. Copiii după ore vor putea să vină la centrul social unde ne aflăm, în prezența unui cadru didactic, să continue învățământul, să-și facă temele în prezența cadrului didactic și vor beneficia și de o masă caldă. Proiectul include și excursii atât în județ cât și în toată țara, dar mai mult de atât, cetățenii vor beneficia de calificări profesionale, consiliere juridică, precum și efectuarea cadastrului pentru obținerea titlului de proprietate. În cadrul acestui proiect va mai fi și excursii cu copiii și cu bătrânii în județ și chiar și în afara județului. Se vor face proiecte, 8 proiecte, în funcție fiecare de ce meserie și ce își alege să facă. În cadrul proiectului să se facă titluri de proprietate, cadastre, să fie la persoane defavorizate care nu își permit să își facă un cadastru pe bani proprii. Lucrările sunt în grafic și în acest moment se lucrează la ultimele detalii. Lucrările sunt undeva la 95% executate, interiorul totul este terminat, mai avem mici finisaje pe exterior, cum se și vede pus gresie pe scări, pe trepte. Acum se lucrează și la împământare și paratrăznet. Pe banii primării am reușit să putem să punem și gard împrejmuitor, că nu mai exista de cel puțin 5 ani de zile. Nu, fosta școală nu mai funcționează, copiii foarte puțini. Și încercăm în maxim 2 săptămâni de zile să îi dăm drumul. Nevoile cetățenilor din mediul rural sunt foarte mari și diversificate, iar edilul comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț, a înțeles acest lucru și prin această investiție reușește să vină în sprijinul oamenilor care și-au pus încrederea în el. Centrul social din satul Dobra va acoperi o mare parte din nevoile persoanelor defavorizate și va îmbunătăți cu siguranță nivelul de trai al cetățenilor din această zonă.